the biggest hits. Feel Good Radio. Impulse Radio. Și bună dimineața, ora 8. Ora 8 a venit și Nadina s-a înțolit. Nu mi-a venit altă rimă, fiindcă astăzi trebuie să descriu oamenilor de la radio care ne ascultă. La Radio Impuls România astăzi Nadina este strălucitoare precum un glob de cristal. Bine, dar zi-mi și mie că nu sunt foarte sigură și nici la televizor. Vezi că nici ceea ce se vede la televizor nu mă convinge. E auriu sau argintiu? E o combinație între, nu? Este un gri... Bejuliu e. Bejuliu. Mai închis, nu mă întreb. Auzi, eu am doi ochi și cu ăia văd doar două culori. Adică cu un ochi văd o culoare, cu un ochi văd o altă culoare. Adică... În cască mi se spune, nu întrebi pe cine trebuie. Deci... Da, păi de-aia zic, nu. Eu zic că e totuși auriu. Bărbații nu știu decât culorile curcubeului și atât. Tu ești mai umblat ca mine, pac DJ, astea. Auzi, asta e de club sau nu? Nu, nu poți să te duci cu ea în club? Nu. Poți să încerci. Nu merge. Nu merge? Deci, dar de ce? Stați nu mă primești la intrare dacă cu asta? Oameni buni, stați așa. Nadina e pregătită cu știrile. Mai comentăm ținuta club, da. Nadinei Zisu imediat. Știrile sunt serioase. Avem obligație la fix să înceapă. Hai. Să înceapă la fix, hai, dați-i știrile. Drumul news. Dimineața, bun găsit la știri. Federația Sanitas a anunțat că a adunat deja 50.000 de semnături pentru începerea grevei în sănătate și asistență socială. Data limită de strângere a semnăturilor este 18 ianuarie. Liderul Sanitas, Viorel Hușanu, spune că demersurile vor continua chiar dacă posturile din spitale vor fi deblocate săptămâna aceasta. O altă revendicare esențială a sindicaliștilor din sănătate este, bineînțeles, majorarea salariilor. O distracție aparent inofensivă poate duce la consecințe extrem de grave în rândul copiilor și nu numai. Mai mulți micuți s-au ales cu arsuri, traumatisme sau chiar cu brațe amputate de sărbători din cauza petardelor. La Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu din Capitală au ajuns la camera de gheardă chiar și 10-12 copii pe zi cu diferite traumatisme. 4 dintre ei sunt încă internați. Poliția română a deschis peste 1000 de dosare penale din cauza petardelor în perioada sărbătorilor. Prețul locuințelor în Uniunea Europeană a crescut cu 0,8% în al treilea trimestru de anul trecut. 18 state membre au înregistrat creșteri în acest sector, arată datele Eurostat. Statele fruntașe în topul scumpirilor sunt Polonia, România și Danemarca. La polul opus, cele mai mari scăderi de prețuri s-au înregistrat în Luxemburg, Finlanda și Germania. Oficialii Uniunii Europene cer ajutorul lui Taylor Swift pentru a mobiliza tinerii să iasă la vot. Vicepreședintele Comisiei Europene spune că nimeni nu poate încuraja mai bine noua generație în acest scop. Cântăreața admirată de zeci de milioane de tineri din toată lumea se va afla în turneu în Europa chiar înaintea europarlamentarilor. Radu Drăgușin este oficial cel mai scump jucător din istoria fotbalului românesc. Fundașul urmează să semneze transferul la Tottenham. 30 de milioane de euro vor plăti britanicii către Genoa, actualul club în care joacă Drăgușin. Și salariul jucătorului va fi, bineînțeles, unul pe măsură. 3 milioane de euro va lua pe an. Donald Trump se menține în preferințele a 49% dintre alegătorii republicani pentru alegerile prezidențiale de anul acesta, potrivit unui sondaj Reuters. De altfel, cele mai multe sondaje realizate în ultimele luni îl arată pe fostul președinte american, favoritul a aproape jumătate din electoratul republican din Statele Unite. Peste doar 4 zile încep alegerile primare din statul Iowa. Iar vara 2024 vine cu vacanțe mai scumpe. Grecia a introdus taxa de climă, bani pe care guvernul elen îi va folosi pentru reconstruirea zonelor afectate de incendii și inundații. În cele mai aglomerate luni, adică între martie și octombrie, pentru o noapte la un hotel de 2 stele, taxa va fi de 1,5 euro. Cei cazați într-un hotel de 5 stele, însă, vor plăti până la 10 euro pe zi. Spaniolii au decis și majorarea taxelor existente deja. Dacă vara trecută, turiștii care au vizitat Barcelona au plătit o taxă municipală de 2,75 de euro, anul acesta vor achita 3,25. Iar dacă alegeți Bali ca destinație de vacanță, să știți că taxa turistică este de 8,8 euro pe zi.
cam atât momentan la știri. Ne auzim și un pic mai târziu cu alte noutăți. Dimineața pe 2 știri. O să vreau să vorbim un pic de chestia asta cu petardele. Mă, 1000 de dosare penale. Da, păi în toată țara, nu e atât de mult. Când te gândești că de pe 15 decembrie până pe 10 ianuarie auzi în continuu, chiar nu e mult. Dar de ce nu se interzic? Întreb. Dar sunt interzise, asta este marele paradox în fiecare an de sărbători, că petardele, bine, anumite știi petarde. Știi că am avut discuții înainte de sărbători cu petărzile, în ghilimele petărzi, așa se zice la mine în cartier, da? Că de unde are lumea? Că eu cele periculoase, adică multe dintre bombele. Cele care se folosesc sunt interzise prin lege, da, sunt de cumpărat legal alea micuțe, așa. Micuțe, da. Dar nu da. Se mulțumește nimeni cu alea. De unde le iau? Înțeleg, în mall, teoretic, se vând alea legale. Ține-te că am vrut. Nu înțelegi că la un revelion eu am vrut să dau și eu în curte, da, având o curte. Am vrut să dau și eu artificii de alea, cum dădeau toți vecinii. N-am găsit. Deci n-am găsit. Eu m-am dus ca românul la... Păi, unde te-ai dus? M-am dus ca omul de rând la mall. Aveți, domnule, pe târzi. Cred că nu astea, în târguri, adică... Nu merg, uite. Sunt copii, că de fapt... La Focșani din piață se cumpără, știi? Eu la obor, de exemplu, eu mă duc doar în zona aia unde-s legume, nu unde țigări de contrabandă, vorba aia. La obor găsești efectiv tot ceea ce nu vrei. Este foarte mare. Trebuie să te duci într-o anumită... Am înțeles. Eu știu că sunt... Când e vorba de copii, îți dai seama, sunt copii, mă, care au ajuns la spital. Sunt. Cei mai mulți dintre cei serios, care au bătut copiii sunt. Asta... Și copiii și animalele, bineînțeles, pentru că cam târziu să discutăm adică despre și animalele dau cu petarde, adică până și pisicile găsesc petarde, numai eu n-am găsit. Nora mea, dacă ar putea arta. Da, sunt foarte periculoase și mi-ar pune mie una. Sunt foarte periculoase și pentru animale, adică se pot muri din cauza sperieturii foarte... Aoleu. Da, foarte intense, da. Da. Sau rămâne cu traumatisme. Okay, exact, poate, nu înțeleg de ce nu poate se la anul să fie mai puține dosare penale. Ei, mai puține. Mie mi se pare că ce mai multe de la an la an, parcă bubuie. Bine, și părinții aia care lasă copiii să dea cu petardele alea, în fine. Hai, care le să cânte muzica din nou, da, exact, și care le cumpără, da. Să dăm muzică și apoi ne întoarcem, continuăm. Dimineața pe doi. Impulse. Enjoy the hits. Nicio dimineață fără sport. La Dimineața pe doi. Impulse Radio. Așa e, nici o dimineață fără sport, inevitabil, povestim despre cel mai scump jucător din istorie. Ia-ți, rog, vocea de comentator sportiv. Nu merge, că aici de news, nu merge. Nu, okay, trebuie să se întâmple ceva, bine. Ca să văd, dacă văd ceva și îmi dai niște imagini, pot să fac asta. Dacă se întâmplă ceva. Dar când nu se întâmplă nimic, nu pot să comentez ca tâmpitul, așa, știi, să-mi iau vocea de comentator. Sunt mulți, să știi că sunt mulți comentatori, mă rog, nu o să le dau numele, care exact așa comentează, tâmpit, știi? Adică e mingea la centru și el a zice, începe și acum, cu tare, și pare, și întorc capul că-ți că e gol, știi? Nu, nu, și mingea la centru terenului. Să ne imaginăm cum vorbește un comentator sportiv, fiindcă tu ești și comentator sportiv, la magazin. Cum cere pâine? Cum cere pâine? Da, hai te rog. Dă și mie o pâine. Nu. Zic ca un comentator sportiv. Stai să mă gândesc, Da. Suntem la brutărie, unde văd numai puțin de 10 pâini prăjite, 4 albe și 5 negre. Dați-mi și mie, vă rog, o pâine acum, o pâine de 10 lei, că mai mult nu am. Și un iaurt. Și un iaurt. Okay. Deci vorbim... Hai să vorbim despre sport de data asta. Băiatul ăsta că face o căruță de bani pe an. Da, 3 milioane, mă rog, 3 milioane de euro. O căruță de bani pe an face băiatul acesta. Dar eu mai vreau să știu ceva și după aceea te las să spui. Am văzut că... Zi, nu știu dacă știu că... Genoa o să primească 30 de milioane. Da, Genoa, da. Da. Este o sumă. Stați așa, stați. De milioane frână. Înțeleg. Despre cine vorbim, oameni buni? Despre Radu Drăgușin, care a fost transferat, care urmează să fie transferat la Tottenham de la Genoa. Uite că știu și eu. Okay. 30 de milioane de euro, cam atât costă transferul. Da. Din bănuțe ăștia ajung și lui ceva? Asta e întrebarea mea. Nu. Asta de este ce? Că banul pe care îl ia clubul, da? Deci clubul ia. Cam așa? Să ia clubul
și el. Și eu care regretam că, că nu m-am făcut fotbalist. Asta zic, adică nu ajunge niciun procent în buzunarul jucătorului pentru care se încasează atâția bani. Nu, nu, nu. Serios? Și lui o primă măcar de instalare. Au fost, mă rog, nu vreau să intrăm în discuția asta lungă. Mai erau, au fost mai multe feluri de drepturi. Mai multe feluri de drepturi. S-a schimbat legislația pe la UEFA. Hai să vorbim totuși despre omul ia 3 milioane salariu, ăstea-s banii lui. Am înțeles asta, și dar pare că a luat ceva la semnătură. Ia de 10 ori mai puțin decât valoarea pe care Genoa a stabilit-o pentru el. Asta e. Nadina, fii atentă. Uneori în viață trebuie să te mulțumești cu 3 milioane de euro pe an. Niciodată. Na, ce să faci? Ce să faci? Dar povestea este alta. Atenție. Povestea este alta, Nadina. O secundă, ca să-i explic Nadine. Dacă el ar fi fost liber de contract, deci să presupunem că el și încheia contractul cu Genoa, da? Da. Și era liber de contract. În momentul ăla, banii erau ai lui. A, Genoa trebuie să-și scoată pârlea la, ca să zicem pe românește, da? Genoa a plătit o sumă pentru scoată el. Scoată pierderea, da. Da, la fel cum, da, de exemplu, da, la fel cum, de exemplu, pentru Cristi Chivu. Deci Cristi Chivu a fost luat de Ajax Amsterdam pe o sumă mult mai mică, da? Sună mai, mult da, mai mică, și apoi a fost vândut către Inter Milano, da? Către Inter Milano. Înțeles, și al treilea transfer din istorie, al doilea este Adrian Mutu la Chelsea. Deci și devine cel mai scump. Nu, nu, e cel mai scump. Este cel mai scump. Cel mai scump, da. Da, la doar 21 de ani. Crescut în Italia. Aia este, a fost crescut în Italia, asta mi se pare. Deci putem să spunem noi despre Drăgușin că el este de fapt produsul școlii de fotbal din Italia? Da, aia poți, da, da. Adică practic noi zicem, este un român de al nostru, cel mai scump transfer de, dar stai că el a fost crescut în Italia. Da, adică din punct de vedere fotbalistic. Fotbalistic, da, da. Și am o întrebare, deci el a ales. Aici s-a iscat o întreagă nebunie și la noi, și asta o să vorbim și cu voi cei de acasă. 0754222999. Ne dăm scurt așa cu părerea pe subiect. Exact. O să fie un subiect un pic mai dedicat bărbaților care sunt pasionați de fotbal, dar și fetelor, de ce dacă nu? De pasionat o văd până la despre. Dar chiar am învățat ceva acum, pentru că am mai auzit de sume din astea uriașe pentru transferuri și mereu m-am întrebat, primește și omul la ceva? Nu. Nu. Atâția bani se dau pe el, practic. Stai că vorbim despre altceva. Fii atentă, Nadina. Deci, o să militez pentru drepturile fotbaliștilor, să știți, să primească și ceva din banii pe transfer. Eu zic să faci o petiție. Da. Sau o pauză. Deci, 0754-222-999, îl avem pe Drăgușin, care se duce la Tottenham și nu se duce la Bayern München. Asta a fost asta întrebarea tuturor. Șocul dimineții. Da, întrebarea tuturor. Păi, dar de ce a refuzat Bayern? Adică eu știu Bayern de la FIFA. Ei, știi, da, că se juca, fii atent, că se juca în FIFA cu Real, cu Barça și cu Bayern. Your hit music playlist. Impulse. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Good vibe station. Afară plouă și mi-e dor de ora de 9. E 9 fără 25. Anul asta mi-a venit. Afară ninge și nimic nu mă atinge. Fiindcă nu mai ninge, este deci fric. Nu te atinge, e ger. Afară este un pic cam frig, mi-e cam foame de un covric și o aștept pe Alexandra să-mi aducă salamandra. Dați fiți atenți că vreau să trecem la altceva. Okay. Alexandra este colega noastră de la social media, care ne face pe noi să arătăm foarte, foarte frumos în social media. Apropo, nu uitați, Radio Impuls România este pe Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Suntem unde mai peste suntem? Tot. Peste tot. Peste tot. Suntem peste avem tot și acasă. Avem și canal de YouTube pe Radio. Exact. Dar vorbim puțin de frig, fiindcă avem o statistică foarte, foarte tare și interesantă. Întrebarea este, e o întrebare pentru bucureșteni, dar este o întrebare pentru toți, pentru bănățeni, toată lumea, da. Bănățeni, da, ardeleni, munteni, moldoveni, toată lumea care ne ascultă, fiindcă noi avem o statistică momentan legată de București. Aici locuim și în principiu o știm și noi, dar suntem curioși și la voi cum este. Întrebarea, unde își petrec bucureștenii timpul liber acum că-i tare frig? E frig, da. În funcție, fii atent, de cartierul în care locuiesc. Da, e o problemă și pentru părinți cu părinți care au copii, unde să te duci cu ei. Spune-mi în ce cartier stai ca să spun cum să te stres. Hai să vedem. Deci, number one. Acum că îi friguț, na? Molurile. Normal. Ia uite și parcurile. Da, da. Cei din sud și că merg la... Avem așa, centrele comerciale și parcurile pentru bucureștenii care locuiesc în extremitățile metropolei. Mm-hmm. Adică asta e metropola, extremitățile sunt acolo. Mm-hmm. Eu făceam așa din mâini. Da. Deci, la televizor ești din cadru. Dacă știu faci că așa. Ești din cadru, da. Stai să mă gândesc. Eu stau extremitate. Nu sunt chiar la extremitate. Sunt pe la încheietură.
Okay. Unde locuiesc eu, pe la încheietura, la genunchiul broaștei, vorba aia. Da, bun, deci eu mă duc la mall. Okay. Nu se pune. Fiți atenți. Știi ce mi se pare interesant? Că uite, indiferent de preferințe, România au cam aceeași gândire, bucureștenii, mă rog. În principiu, distracția trebuie să fie aproape de casă. Ceea ce mi se pare interesant pe de-o parte și firesc pe de-alta, știi? E logic. În zona de sud văd că mall-urile sunt... Stai să facem așa. Hai să facem. 0754-222-999. În funcție de orașul în care locuiești. Unde se registrează clujenii acum că a venit frigul? Da? S-o duc la Iulius. Unde se duc și din Iași sau din Bacău acum că e o leacă de friguț? Adică acum că e frig, unde mergeți? Unde o ardeți? Da. Cum se spune pe românește, fiindcă nu mai pot să mă duc cu prietenii la un grătar, nu pot să mă mai duc la terasă, în parc, la o bere în fața blocului cu băieții. Și avem așa, în zona de sud, aici așa, eu. Molurile pe primul loc, se știe. Fii atent, Berceni, Mihai Bravo, Titan, Drumul Tabere, Militari, un sfert din timp la mol. Și că nu pentru cumpărături, te plimbi. Da. Te uiți ce nu-ți permiți. Da, pierd vremea la mol, da. În Nord, hai de zi tu cu Nord, că tu ești cu fița în cu Nord. Nord aici locuitorii din Nord, hai. Aviației, aviatorilor, da, Colentina sau Floreasca, da. Și ocupă mai bine de 30% din timp cu plimbările în aer liber, vezi, în parc sau pe stradă. Oamenii mănâncă mai bine Nord, mă, rezistă la frig. Că ei mănâncă somon care conține nu știu ce omega, grăsime de focă, păi au bani. Omul mă ia la mișto de dimineață. Da, mă, și ei rezistă, fiindcă oamenii din Nord au bani. Și eu mănânc focă. Nu mă zic așa. Și aplaud ca alea la delfinariu. Și ei, deci ei, lasă-mă că mi-am pierdut ideea, fii atent. Deci oamenii din Nord mănâncă sănătos. Mai și atunci când e sănătos și mănânci, de exemplu, rinic de rechin, pane, zic și eu, da? Ai o sănătate mai bună și normal fudulii că... de porc. Nu, aia este în sud. Da. Nu știu. Aia e în sud. Normal că reziști în frig. Știi? Da. Da, că mănânci chestii bio și curate pentru organism, da? Noi ăștia în sud mâncăm ce găsim. Și atunci iarna ne e frig. Da. Și ne ducem la mult să ne încălzim, cum ne ducem vara când avem aer condiționat. 0754222999. Fiți atenți, facem așa. Întrebare. Acum simplă. Că este frig, exact. Da? Pe unde pierdeți voi timpul? Pe timpul liber, pe unde îl petreceți? Da, pe frigălăul ăsta. Da, indiferent de oraș, nu vorbim numai de București, am da? Stabilit. În sud. La mol, în nordul capitalei, plimbări, aer liber, natură. Dar vezi, nu zice ce natură, că poate e natura din Bali. Da, se mai duc unii. Da, se mai duc unii, traversează oceanul, ca să zic așa. Da, deci bună dimineața, o să vă spunem pe WhatsApp. Stai un pic să facem așa, neața bună. La patinoar? A, bun. Cu un par de vin fiert? Și... cu sacul pe derdeluș! Corect! Care derdeluș, mă, omule? Cu sacul pe derdeluș! Cum care derdeluș? Derdelușul din Derdelușia. N-ai fost în Derdelușia? Derdeluș! Nu am fost. Eu mă dădeam în parc la Floreasca atunci când era zăpadă. Le întoarcem la voi. 0754222999. V-am zis pe unde își petrec bucureștenii timpul liber pe frig. Exact. Suntem curioși unde își petrec clujenii, craiovenii, craiovenii și așa mai departe, da? Voi pe unde pierdeți timpul liber? Când îl aveți, da? Exact. Bună dimineața! Dimineața! Dimineața Bădoi! Playing the biggest hits. Feel Good Radio. Impulse Radio.